Peste 9 milioane de lei atât are de încasat operatorul regional de apă și canalizare Apavile sau Vâlcea de la populație, agenții economici și instituții publice din Râmnic, luând în calcul factura pe luna decembrie 2018. Astfel, pentru serviciile de apă și canalizare furnizate până la data de 3 ianuarie 2019, Apavil are de recuperat peste 9 milioane de lei de la rău planicii din municipiul Râmnicu cu Vâlcea, persoane fizice sau juridice, cele mai mari restanțe de aproape 7 milioane de lei, înregistrându-le agenții economici. De asemenea, Apavil mai are de încasat aproape 1.500.000 de lei de la asociațiile de proprietari, peste 140.000 de lei de la instituțiile publice și aproximativ 900.000 de lei de la casele particulare din Râmnicu Vâlcea. Ca de fiecare dată, conducerea Apa Vile sa face apel către rău planici să își achite în termen facturile pentru a nu risca aplicarea de penalități de întârziere, de branșarea de la rețeaua de apă și chiar acționarea în instanță în vederea recuperării sumelor datorate.